Alături de noi este domnul doctor Emil Ungureanu, medic primar, oftalmolog și doctor în științe medicale. Bine ați venit, domnule doctor. Bine v-am găsit. Bine, e o bucurie, o onoare să fiu într-o emisiune atât de interesantă cu gazde atât de deosebite. Mulțumim tare mult. Noi glisăm așa dintr-un subiect într-altul, pentru că dacă am vorbit cu Grig despre cazuri extreme și despre trecerea la neființă care trebuie să fie primită ca un eveniment firesc. Da, dar pur și simplu și doar despre capacitatea noastră de a înțelege sau de a accepta sau de a ne acomoda cu faptul că există. Fiate, o să spun chestia asta mai des. Uite, îi spun domnului doctor, o poveste. Tata e doctor. Și are și el o vârstă. Și mă întreabă așa, bă, tăticule, zice, tu ce crezi că e? Bă, tăticule, zic, a fost prunia lui Dumnezeu asupra mea, că altfel nu-mi trecea prin cap. Mă, tăticule, zic, tu când te-ai născut, îți dai seama, burta mamei, ce bine era, păpica, păpica, berica, berica, totul era servit, jucai și poker. La un moment dat încep niște dureri. Nasol, și te trezești, că vezi o lumină, nu ți-e bine, dar vezi o lumină și vii pe lumea asta. Probabil așa se întâmplă și în partea altă. Și atunci omul a zis, păi, e corect. Da? A făcut logic, a avut logică. A avut sens. Exact. Dumneavoastră credeți în lucrurile astea? Mă rog, mai mult sau mai puțin. E complicat. Legat de ce și de povestea și de doamna care ne-a povestit despre experiențele dumneavoastră și despre ce îmi povesteați dumneavoastră, am avut parte de pierderea unor persoane apropiate. Când aveam 19 ani, a murit fratele meu de 17 ani și când aveam 23 de ani, a murit tatăl meu. Și atunci știu ce înseamnă să te gândești ce este în partea cealaltă, ce nu este, oare ce o fi, oare cum sunt, oare ce își doresc ei de acolo, cum cred ei că ar trebui să mă comport eu și cam ce-i de făcut. De asta v-ați dus pe Muntele Atos să regăsiți lucrurile astea? Nu de asta m-am dus, dar asta a reprezentat o... Nu m-aș fi dus special pentru chestia asta. Dar asta nu înseamnă că nu m-am gândit. Și faptul că m-am dus acolo, am putut să explorez un pic și partea asta de gândire. Fiecare om trebuie să-și găsească răspunsul lui. Eu nu știu ce se întâmplă. Nu știu dacă e. Îmi place să cred că în partea cealaltă, evident, este ceva și că ne putem continua ce facem noi știind de această experiență sau neștiind de această experiență legată de reîncarnare într-un fel sau altul. Exact. Dar important... Buntele Atos, iertați-mă că vă întrerup. Ați avut parte de o experiență medicală extrem de interesantă. Da, ăsta a fost motivul pentru care m-am dus și a fost probabil că cea mai interesantă și cea mai faină experiență. Ați operat pe Muntele Atos? Nu puteați să luați persoana? Fără a fi într-o clinică, într-o sală de... Să-l duceți într-o clinică, asta voiam să întreb. Am fost întrebat dacă vreau să ajut în această direcție. Era părintele Iulian, Dumnezeu să-l odihnească, a trecut la Domnul anul trecut pe 10 martie, dar asta era în 2014, ce povestesc eu, și cineva luase legătura cu șefa noastră de secție, cu doamna profesor Voinea, și dacă nu se poate găsi o soluție pentru părinte despre care ei s-a spus că ar avea cataractă și că ar trebui operat. Fusese cineva și-l văzuse acolo. Evident... N-au voie să iasă de acolo, nu? Nu-și dorea acest lucru. Nu-și dorea acest lucru să meargă la altă clinică. În principiu, sunt destul de aproape de Salonic, din punctul ăsta de vedere. Sunt destul de aproape de Salonic și ar fi putut să meargă liniștit la Salonic, să zică, domne, mă operez acolo, vin în acea zi. Vin a doua zi, rămân o zi acolo ca să fiu verificat a doua zi. Și nu și-a dorit. Adică el și-a dedicat viața Maicii Domnului, pe Muntele Atos, care e grădina Maicii Domnului, și atunci a zis, domne, eu asta vreau de la viață. Eu vreau să fiu aici, eu vreau să o slujesc pe Maica Domnului, nu vreau să plec. Ca o experiență, mi s-a povestit de altcineva, el fiind cel mai în vârstă, era confesorul, duhovnicul altor calugări. Sigur. Și a cerut binecuvântarea un alt călugăr să se ducă să se opereze pentru altceva și el i-a spus, tu ai venit aici să treci pentru Maica Domnului, tu trebuie să rămâi aici pentru Maica Domnului și trebuie să ne rugăm pentru tine și nu e normal să pleci. Și atunci omul a făcut, părintele Iulian, și-a urmat principiile de viață. Adică el asta a crezut că trebuie și el a zis, ok, dacă se poate găsi o soluție pe Sfântul Munte să se rezolve aici această situație, da, sunt de acord, vreau acest lucru. Vreau să pot citi în continuare, vreau să pot să desfășor activitatea, dar nu vreau să plec de aici. Adică, aici interveniți dumneavoastră. Da, adică... Deci ați plecat special pentru asta, sigur, știind pentru că urmează să-l operească. Sigur, pentru că acolo nu pot să meargă femeile, nu au voie să meargă. Știm. Și atunci trebuia să fie cineva, un bărbat, care să fie dispus. Și a mers în 2 ani, și în 2014 și în 2015, m-am întors încă o dată să-l operez pe al doilea ochi, și a mers pe Muntele Atos,
nu voiam să luăm trusele medicale, trebuia să le luăm truse cu noi, aparate, să-l putem măsura, și nu voiam să le luăm în bagajul de mână, pentru că nu poți să le iei, fiind... Grele, trebuie să le... mari, nu, nu, dar trebuie să le iei sterile. Aolea. Nu te lasă nimeni cu chestii ascuțite, fără să ți le verifice. Corect. Să le luăm la bagajul de cale, iar nu-ți convine, că nu se știe cum ți se aruncă lucrurile și poate nu poți ajunge. Și așa ce că... ați făcut? Păi, am mers cu avionul până la Oranopolis, până la Tesalonic noi, și cineva a mers cu mașina cu toate trusele și ne-a luat de acolo până la Oranopolis. Pe urmă am trecut prin cu barca, ne-au verificat vama să nu aducem chestii de import-export, acolo sunt niște legi, că biserica este scutită de taxe cumva, nu știu exact, dar să nu facem contrabandă. L-am mers la Prodromul, că e schitul românesc cel mai cunoscut de acolo, sunt două schituri care ține de la Vramare, cea mai mare, sau mă rog, a doua cea mai mare mănăstire de pe muntele Athos, dar este prima ca și... statut, ca să zic așa, și am fost și l-am văzut pe părintele în prima seară, era, nu mai știu, era undeva pe la, cred că 19 august, și știu de ce, și o să vă povestesc și de ce, că e interesant. L-am văzut pe părintele, l-am măsurat în ziua respectivă, am venit cu mașina, cu aparate de sterilizat, cu o grămadă de câmpuri sterile, aveau un fel de punct medical, am pus să sterilizăm totul. Salonul. Nu era salon, nu era salon de operație. Și am luat, da, era un fel de, nu, era un fel de punct medical, ceva de genul ăsta, dar cred că făceam niște chestii primare acolo. Și am pus acolo și l-am lăsat să se sterilizeze atât cât s-a putut. I-am făcut măsurătorile părintelui și am zis ok, mâine dimineață urmează intervenția. Și știu că era pentru că acolo este după calendarul iulian, care este cu 13 zile defazat față de calendarul nostru, calendarul gregorian, și era schimbarea la față, care e pe 6 august. Și era pe 19, era defazată și era sărbătoare. Am stat și la seara respectivă la slujbă, nu am stat până la capăt, evident, pentru că a doua zi trebuia să ne facem treaba. Deci eu nu înțeleg. Eu am văzut o groază de operații și în operațiile astea și la nivel oftalmologic, evident, e o farfurie mare de extraterestri plină cu lumini, cu lumini, cu lumini. Microscop. Și un microscop. Da, asta eu e interesant. Eu nu înțeleg, luminile, microscopul. Nu prea le avem. Nu prea le aveam. În principiu, România stă foarte bine din punct de vedere oftalmologic. Avem chirurgia la aiba de bune, avem tehnică extraordinar de bună. Nu puteam să ne cărăm cu toate aparatele. Ce am făcut părintelui era operația mai veche, la care se face o incizie mai mare, se pun niște fire ca să poți să rezolvi cataracta, pentru că pe restul aparatelor nu aveai cum să le duci. Efectiv nu aveai cum să le duci, era complet imposibil. Ele trebuie setate într-un anume fel. Și l-am operat cu microscopul de restaurat icoane. Aveam un microscop cu care restaurau icoanele vechi și pe acela l-am folosit. Dezavantajul este că nu are resurse de lumină și, într-adevăr, am avut niște lămpi pe care le-am pus, ne-a ajutat Dumnezeu și ne-am putut face treaba. Da, da. Adică, sigur că am făcut și noi partea noastră, dar fără un pic de ajutor, evident că probabil că nu se poate. Exact, toți medicii mari spun chestia asta, fără ajutorul Dumnezeu. E nevoie. Pentru cazurile obișnuite, nu-i cerem neapărat ajutorul Dumnezeu. Că asta vorbeam și cu pacienții mei. Zic, bă, e o trufie. Nu poți să-i ceri ajutorul Dumnezeu. Noi suntem slujitorii lui Dumnezeu, nu-i Dumnezeu slujitorul nostru să facă niște lucruri. Dacă este ceva ce putem face prin puterile noastre, că te-a lăsat Dumnezeu medice pe pământ. Dacă e ceva ce putem face, facem noi. Dacă e ceva care ne depășește pentru care ai nevoie de ajutorul Dumnezeu, e normal să-l ceri. E normal, pentru că sunt situații în care acest ajutor este necesar. Dar să-l ceri, ca și cum își cere Dumnezeu ajutorul să-mi ducă gâleata de gunoi de gunoi. Dar nu e așa. Adică ce nu, pot nu, eu nu, face, nu, fac nu, eu. Fac. În egală măsură știm că la Timișoara ați finalizat o operație cu un alt cetățean care, sau nu știu dacă era medic sau nu, ne spuneți dumneavoastră, care vă ținea o lanternă. A fost adică asemănător, nu a fost la fel de complicat, nu a fost la fel de complicat ca la Timiș, ca pe muntele Athos, dar a fost acum, n-aș putea să spun, acum niște ani, când a fost furtuna aceea mare la Timișoara, în care au murit și niște oameni, erau stâlpi scoși din toate cele, a fost rău de tot. Și eram într-o operație și aparatul cu care operam era pus într-o sursă de asta neîntreruptibilă, astfel încât a mai ținut curentul și când s-a oprit. Un fel de generator. Dar, da, un fel de generator. Dar la microscop nu știu ce problema a fost, pentru că, în mod normal, trebuia să țină și microscopul. El era fizic acolo, dar numai că nu avea nicio lumină și atunci m-au ajutat
m-au ajutat cei din zonă cu niște lanterne ca să putem să terminăm operația. N-aveam garanția că o să vină curentul într-o oră și jumătate. Da, da, dacă știam că o să vină curentul într-o oră și jumătate, ziceam, ok, stăm liniștiți, ne vedem de treabă, mai facem o pauză și asta e, terminăm operația mai târziu. Nu e ideal, dar putem să o terminăm. Dar, domnule doctor, da, vorbiți despre cazuri extreme, da, și oftalmologic. Există posibilitatea ca un om să moară dintr-o boală de ochi? Eu am auzit de glaucom ăla în unghi închis, care cică nu e de joacă. Să moară efectiv, aș zice că nu. Nu. Adică sunt cazuri extreme, sunt tumori oculare, cancere, pur și simplu, care pot să fie depășite și să ajungă să prindă și restul corpului. Dar altminteri efectiv, nu. Nu ar trebui să se întâmple. Glaucomul este... Acum, dacă e un pacient foarte, foarte, foarte slăbit, un pacient foarte în vârstă, evident că orice stres poate să fie ultim. Da, distruge imunitatea rămasă. Asta discut și cu pacienți. Când ai pacienți de 90 de ani, 200 de ani împliniți, am operat pacienți de 102 ani, 103 ani, în acel moment al vieții, orice zi poate să fie ultima. Orice zi poate să fie ultima, adică fără niciun fel de discuție. Și atunci, orice intervenție, cât de bine e făcută, cât de blând e făcută, reprezintă un oareșcare factor de stres. Sigur. Și atunci, se poate ca, știu, o intervenție sau ceva ocular să fie picătura care umple paharul. Dar paharul trebuie să fi fost deja plin. Da. Exact. Nu pui o picătură și... M-a ferit, da, 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 ca să zic așa, Dumnezeu, să se întâmple așa ceva. Știu de cazuri de pacienți care pur și simplu au murit pe masa de operație. Din alte cauze. Am avut, eu așa consider, nu au fost pacienții mei și nu știu exact ce a fost acolo, dar eu așa cred. Doar că asta a fost picătura. Am avut pacient care mi-a făcut accident vascular cu câteva zile înainte de operație. Am avut un pacient care a murit cu câteva zile înainte de operație. Și asta am discutat și cu aparținătorii și zic, ok, Dumnezeu să odihnească. Sper să fie bine acolo unde este. Dar pe de altă parte, pentru pacient, ca și fiu, ca și copilul unui pacient, neștiutor, neștiind ce se întâmplă. Dacă se întâmplă asta la două zile după operație, ce-ar fi gândit pacientul? Ar fi gândit că s-a prăbătit omul. Și putea, din punctul lui de vedere, pe baza informațiilor pe care le avea, putea să fie. Și nici eu, ca doctor, nu pot să spun, domnule, poate a fost picătura care umplu paharul. Poate că exact operația asta a fost un mic stres, mic, foarte mic, e cu picături, nu e cu injecție, nu e cu nimic. Și atunci poate că asta a fost picătura care umplu paharul. Domnule doctor, care sunt cele mai frecvente boli cu care vă confruntați oculare, oftalmologice, cu care vă confruntați zi de zi? Adică vine omul și zice, am diplopie, bine o să zic asta, văd dublu. Avem și pacienți cu așa ceva, chiar o turnul chiar astăzi, dar nu e chiar atât de frecvent. Acum, în principiu, oftalmologii sunt și ei, fiecare cam cu strungul lui. Nu poți să fii la fel de bun pe toate domeniile, nu poți vorba aia să tratezi și tâmpenia și tenia. N-ai cum. Și atunci este un grad de supra-specializare. Sigur că știm de toate și acei oftalmologi, cum suntem destul de mulți care sunt polivalenți, pot să strateze aproape orice foarte bine. Dar fiecare are o mică specializare a lui. O nișă. În afară de, știu, vicile de refracție, care sunt o chestie relativ banală, că ok, nu mai e bun ochelarul acesta, sau mai modificat dioptria, nu mai văd bine la citit, etc. Dar asta nu putem să-l numim boli, că asta nu-s boli, asta sunt o evoluție naturală. Fiecare care se opera, operabile? Depinde, da. Se poate opera. Acum, ce face, domne, asta răspund pacienților. Care sunt cele mai frecvente? Probabil cataractă. Eu sunt mai ales chirurg de cataractă și asta este cea mai frecventă intervenție chirurgicală și asta operez. Operez și glaucom, operez și strabism, dar nu sunt chiar supra-specializarea mea. Glaucomul poate fi oprit sau poate fi întors? Glaucomul, în general... Cel mai important lucru la glaucom este să-l depistezi. Dacă glaucomul îl depistezi repede, pacientul respectiv, nu există niciun motiv ca pacientul să nu ducă o viață până la capăt fără să știe pur și simplu care e boala. Acum, există două forme de glaucom, cu unghi deschis, cu unghi închis, ca mă întrebați de unghi închis. Unghi închis poate să determine atacul de glaucom. Astea cu unghi închis sunt relativ puține. Sunt 8%, maxim 10% dintre glaucome. Dar sunt jumătate din numărul de cazuri de pierderea vederii datorate glaucomului. Că poate să-ți dea un atac și în câteva zile până îi scazi tensiunea, nervii distrus. Eu le spun pacienților că nervul e ca un copac. Crengile uscate, uscate rămâne. Adică, pe urmă, poți să-l tratezi, poți să-l operezi, poți să-i pui picături, ce vrei tu. Le pui ca să păstrezi partea din nerv care nu s-a distrus. Dar cum îți dai seama că ai glaucom? De pildă, poți sesiza tensiunea oculară tu singur? Seama. Există acolo o tensiune pe care tu există o simți? O tensiune. Îți dă vreo durere de cap, îți dă o incomoditate. Nu întotdeauna, din păcate, nu întotdeauna. Dacă este un glaucom cu unghi închis și face o creștere bruscă de tensiune, un atac de glaucom, poți să simți o durere care merge cu durere de ochi, poate să meargă cu durere pe jumătate de cap. Poate să meargă cu durere cu
cu jumătate de cap și poate să meargă cu greață și cu vărsături. Adică am cunoscut pacienți care au fost internați la gastroenterologie pentru că vărsau și de fapt pe urmă s-a depistat că aveau glaucom și durea ochiul. Se poate întâmpla. La glaucomul cu unghi deschis, sunt trei factori de risc. Există vârsta, cu cât suntem, adică eu le spun pacienților, dintre pacienții de 80 de ani care au glaucom, mai puțin de 20% aveau glaucom la 50 de ani. Acum, riscul crește cu vârsta. Nu e un risc mare. Sunt niște studii mari care arată că undeva la 4% pot să dezvolte glaucom la un anume moment. Istoricul familial. Asta este cea mai importantă chestie de care trebuie să ținem rost. Dacă e rude de grad un tic cu glaucom, dacă mama are glaucom, dacă tata are glaucom, este foarte mai probabil, nu sigur în niciun caz, că o să faci și tu glaucom. Și atunci sunt niște reguli. Până în 50 de ani un control la 2 ani, după 50 de ani un control pe an. Un control pe an în care ți se verifică cât e tensiunea, cum arată nervul ochiului, cum arată câmpul vizual. Și în principiu avem niște aparate, niște tomografe care măsoară la micron ce se întâmplă cu nervul tău. Și atunci, câteodată sunt pacienți la care nervul e un pic modificat. E, nu poți să spui că e modificat, și asta le spun și pacienților, nu poți să spui că e modificat că dumneavoastră aveți neapărat glaucom, dacă e ceva incipient. Adică cum avem unii degetele mai lungi, sau fața mai lată, sau urechile mai ascuțite, poate să fie nervul Exact, dar de asta e măsurătorul ăsta la micron. Pentru că le repeți. Și până pui una lângă alta. Bun. Am înțeles și facem comparație. Exact. Doar că cei mai mulți dintre noi, în momentul în care de pildă ni se schimbă dioptria și noi sesizăm asta, ne ducem la un optometrist care ne pune să vedem o căsuță. E drăguță, sau un balon. Să nu uităm de balon, că există și varianta cu balonul. Și cu trenuleț. Am servit și trenuleț. Cu trenulețul n-am prins, noi nu avem decât cu căsuță și... Înțelegeți? Și atunci nu-mi zice nimic de nervul optic, nu-mi zice nimic de glaucom, care e un... E adevărat. Acum este un picuț complicat. Adică... lucrurile sunt în mod normal. Un oftalmolog, când, oricare dintre noi, când vede un pacient, când vezi că s-a schimbat ochelarul, la sfârșit te uiți la fundul de ochi, te uiți la nervul ochiului. Și în principiu pentru e un examen... Pui beladona. Nu neapărat. Nu neapărat. Sunt să vezi nervul... Adică atropină, iertați-mă. Atropină, atropa beladona. Cum? Dar știți de unde vine numele? Pe cum să nu? Normal. Fetele se duceau la teatru. În Italia. În Italia. Și își puneau atropină în ochi. Aveau ochii mari. Să aibă ochii mari. Nu vedeau absolut nimic. Nu vedeau nimic. Nu. Mie spuneți-mi altceva, că sunt foarte curioasă. Cât la sută din aceste afecțiuni sau aceste probleme oftalmologice, operabile sau nu, vin din sursă genetică? Destul de multe. Sunt unele la care nu suntem foarte siguri de unde vin. E o afecțiune destul de urâtă legată de vârstă, de degenerescență maculară, la care nu e clar cât contribuie factorii genetici și cât contribuie factorii asta de mediu. Asta a avut Cornelia Catanga. Nu. Și asta este cea mai periculoasă, pentru că un glaucom, dacă îl găsești din vreme, îl ții, n-are nicio problemă. O cataractă poți să operezi și, în mod normal, rezultatele sunt foarte, foarte, foarte bune. Dar acestea două pot avea cauze genetice? Nu este atât de clar cât sunt factori genetici și cât sunt factori de mediu. Se vorbește de fumătorii mari, se vorbește de ultraviolete, care cu siguranță contribuie. E probabil că există și o componentă genetică, dar e multifactorială. Dar în rest, la glaucom, din moment ce rudele de gradul 1 sunt mai probabil să facă, atunci este destul de clar că o componentă genetică. La cataractă, există și cataracte cu componentă genetică, dar la majoritatea vorbim mai ales de factori de mediu și de vârstă, da. Și ultraviolete. Soarele. Mai important decât lumina artificială. Și pentru degenerescență maculară și pentru cataract. Fabulos, deci trebuie să avem grijă și la asta. Da, trebuie să ne protejăm puțintele. Bun. Atunci, recomandați lentilele de vedere care se face negru? Eu am așa ceva în acest moment pe ochi. Și atunci e ca preotul. Adică eu chiar și practic ceea ce predic, ca să zic așa. În principiu, un ochelar de bună calitate protejează destul de mult de ultraviolete. E o problemă la ochelari de proastă calitate. De ce? Pentru că ochelari de proastă calitate îți opresc lumina și din cauza că îți opresc lumina, pupila este mai mare. Și atunci pupila fiind mai mare, intră în realitate mai multe ultraviolete. Așa e. Și atunci dacă nu sunt ochelari de bună calitate, dacă sunt ochelari de bună calitate care opresc și ultravioletele, sunt foarte în regulă. Wow. Dar pot să fie ochelari de soare care pot să facă mai mult. Corect, asta se aplică inclusiv la copii, că am văzut foarte mulți părinți care iau din piață de la tarabă, ochelari de soare copilului. Că unii dintre ochelari de la tarabă nu sunt buni. Poate că există la tarabă ochelari care sunt buni, care probabil că există și ochelari la tarabă. Probabil că da, dar poate că există ochelari la tarabă care sunt destul de slabi. N-aș putea să spun despre chestia asta. Nu, ideea e să fie părinții atenți și să încerce să verifice un pic de ceva. Unde și ce pun pe ochii copiilor. Cam ochelarii ar trebui să vină cu un certificat în care să se specifice cât de bună este absorția UV. Da, domnule, ăsta absorb UV, ăsta sunt rezistente. Pentru că, al minteri, dacă îți absorbe lumina, tu te simți destul de bine cu el,
Dar la întuneric știm cu toții că pupila se mărește și la lumină se micșorează. Da. Și fiind întuneric, pupila se mărește și atunci poți să intre mai multe ultraviolete. Și asta poate să fie buba. Poate să provoace buba. Sunteți extraordinar, doctor. Eu vă mulțumesc. E o onoare și o plăcere să fiu în emisiunea asta. M-ați învățat o chestie. Nu poți să tratezi și tenia și tâmpenia. Exact. E genial. Minunat. E o... Sunteți extraordinari. Mulțumesc, și vă mulțumesc. Vă puteți să rămâneți, puteți să rămâneți că... o pauză de publicitate, e timp în care mai facem un pic de... Păi nu, n-ar fi păcat altfel. Revenim.